gata, lasă, pune punct în cheie, să lămurim situația cu el, că se termină și episodul și noi o lămurim, o ținem așa până la anul. Cristian, nu știu ce a fost azi cu tine, eu te consider tot apropiatul nostru, sper că îți vei reveni, că astăzi ai fost puțin, nu știu ce a fost cu tine de azi dimineață, că ai dat puțin și bine. Bă, dar stai puțin, dacă tu nici măcar nu ai ascultat ce am zis eu. Restul timpului la hotel și în timpul liber, să-l petreci cu noi, nu cu fetele, nu cu Nikos, că nu stai nici cu Nikos, nu stai cu David, cu noi stai, toată ziua, înțelegi? Păi, Paul... Ți-am mai spus și în față când ai avut tu atunci incidentul ăla la mașină, știi tu, despre care, nu vreau să adu iarăși trecutul. Te-am zis că tu nu ești un băiat care să rănești pe o muscă, tu ești aici un băiat care știi tu ce ai de făcut în această emisiune, să-ți găsești jumătatea. Eu nu aș putea să te lovesc sau Aki sau oricine altcineva, mai ales pe tine, că nu reprezinți. Nu vreau să te pun într-un punct propriu. Paul, nu ești un băiat în care să fie lovit sau băgat într-o ceartă. Ești un băiat cu prea bun simț, înțelegi? Și nu vreau să schimb chestia asta despre tine, nu vreau să schimb părerea. Rămâi tot așa că... Uite, eu i-am spus Marianei un lucru, voi nu m-ați ascultat, n-ați auzit ce am zis. Eu i-am spus Marianei, uite, Paul a zis că e o joacă între tine și el. Și ea a spus, bă, dar eu sunt jucăria ta. Nu trebuia să asculți ce zic eu, că eu stau și ascult pe toată lumea. Eram pe canapea. Stau și ascult pe toată lumea. Da, eu eram pe canapea, n-am auzit ce zic. Da, și de ce, de ce l-a făcut? Bono, vorbeam cu Nikos, vorbeam cu George de subiectul cu McGregor. După care am auzit din gura Marianei că, Paul, ce, eu sunt jucăria ta, normal că m-am supărat, că am crezut că tu ai dat așa din gelozie. Dar nu mai lăsat să vorbesc. Eu încercam să vorbesc și nu s-a băgat tachia. Păi eu când am venit sus, eu când m-am ridicat de pe canapea să încep să vorbesc cu Mariana și cu tine, atunci am văzut că a zburat o farfurie. Deci nu știam ce e aia. Și cine crezi că a greșit acolo, sincer? Sincer? Hai să spun ceva, nu știu cu ce-o dat tache în tine, dar dacă eu îți dau un pumn și tu îmi dai un cuțit... Uite, cu asta mi-a dat și cu asta am aruncat înapoi și n-am aruncat în el, am aruncat la 3 metri deasupra, fiindcă deja m-am săturat, arunci cu scaunul în mine, arunci cu masă, ce vrei, ce ți-am greșit eu ție ca să faci lucrurile astea? Păi chiar... Am aruncat unde ți-a cu ceva, mă. Dar dacă tu ești un băiat inteligent și așa zici că ești inteligent. Stai puțin. Ca să ripostezi în modul ăsta. Dacă eu îi spun lui că am probleme cu maxilarul, uite-te, nu știu dacă se vede. Mi-ai zis că ai probleme. Am probleme cu maxilarul. În momentul când mi-a atins punctul ăsta sensibil, normal că mi s-a dus toți nervii în cap și am făcut din impuls chestia asta, n-am făcut-o. Nu poți să te controlezi când te lovește cineva cu ceva. Dar nici n-ai... Dar trebuie să stai stipat acolo, ce, Doamne iartă-mă. Știi cum reacționează? Bă, dar când ai jurat de morți, ai jurat pe cineva din casa asta de morți tu? Ia să răspundă și Nikos, te rog frumos la întrebarea asta. Nikos, te-am jurat pe tine vreodată de morți? Păi nu i-am dat oportunitatea fratele meu să mă jure pe mine de morți. Ai văzut? Atunci eu i-am dat-o, eu. Dar trebuie să-l bați. Vă rog să vă calmați încă o dată pentru a mea oară, vă spun. Ache nu a sărit, Ache nu i-a dat șut în cap, eu am văzut foarte bine. Ache s-a ridicat și l-a lovit cu piciorul în picior. Atât a fost. Am pus eu piciorul, că dacă nu puteam piciorul, mă lovea mai tare. Că dacă era să lovească, mergea și avea unde să-i dea cu. Ia stai puțin, Paul. Bianca, ce ai? De ce să dai capul mâini? Nu vreau să vorbesc acum. Eu sunt foarte nervoasă și nu... Nu. Ce să vă spun? Mai mult decât v-am spus tot episodul de astăzi. Băi, fraților, toți avem probleme, toți stăm prost cu nervii. Dacă știți că nu rezistați și cedați, luați-vă un pasile antidepresive sau să rămâneți acasă, mă, mâncavaș gurița voastră. Cred că ne-am spus toți profesiile când am venit la prezentare. Trimis acasă, o să fiu trimis de staff sau de producție, nu mă trimite nimeni acasă. Păi nu te trimit eu acasă, că nu știu eu, nu sunt în măsură să zic ție nici ce să mănânci sau să bei. Păi... Da. Hai totuși să avem o limită. Și tu ai avut, depresie și tu ai avut... Păi se uită și nepoții mei și sormea și sora ta și surorile la toate și copii și cu tare. Ai văzut și tu pe live-uri cine ne scrie pe live-uri? Numai copii de 12 ani, de 14 ani, de 15 ani. Hai să ținem și noi cont de niște chestii. Asta omenește așa, nu știu. Diandra, da. Nu cumva cearta asta dintre ei a fost plănuită azi? Ți se pare că a fost plănuită? Pentru că eu când m-am dus în camera roșie, am zis vrei să-ți fac nuntă cu Mariana? Și după aia, el a zis că da, după aia a venit George pe scări și mi-a zis să nu cumva să faci ceva pentru că ne strici nouă totul.
și să nu spui aici că n-ai spus așa. Eu, aici apar eu. Aici, aici poate să-ți confirme, Mona, că ai stricat toată surpriza. Aici apar eu. Care Mona? Și poți să-ți confirme, Mona. Când te bași ca un supozitor și nu știu ce este vorba. Stai un supozitor. Despre ce surpriză e vorba, Joana? Păi ți-ai pregătit ceva pentru episod. Nu să pregătim. Paula a avut o idee dimineață să pregătim. Eram pe grup eu cu Achebone, cu Paul și cu Mona. Să pregătim frumos o nuntă, gen cu primărie, cu nu știu ce și... De ce poți zic dacă m-a făcut supozitor? Și Andrada s-a apucat să zică nu știu ce, să se zice toată surpriza, nu înțeleg de ce. De-aia... Care surpriză dacă eu m-am gândit așa atâta timp ce tu mi-ai zis să nu cumva să păi fac ce așa? Treabă are că poate la plănuși de ceartă, nu? Tu prin ce ai exprimat a fost ca și cum nu ne-am plănuit ceartă. Ce surpriză ai stricat? Pe ei nu trebuie să spună ce vreau să fac. Păi nu știu ce surpriză, atâta timp ce mi-am dat și cu părerea, e normal să mă facă lumea supozitor? Mi-am dat și cu părerea, ce am făcut? Pe n-ai greșit, dar să înțelege că păi și atunci ce mă faceți pe mine ceartă, că așa ai spus Andrada, puiul meu. Vorbiți dragă. Ce să mă, păi pentru că ai încercat să mă pui pe mine într-o ipostază în care eu am căutat materiale cu Cristian și am venit să-ți explic fix despre ce a fost vorba. Nu te-am pus în ipostază, am vrut doar să-mi dau cu părerea, nu e normal. Eu nu fac materiale, eu nu fac materiale la hotel dacă te interesează. Nu fac materiale. Crede-mă, s-o suna ca și cum că am venit să planificat. Am venit să spun asta pe scări pentru că te-am auzit că vrei să faci o nuntă. Și eu l-am trimis pe George și Paul m-a trimis. Era surpriza noastră pe care am plănuit, noi am adus costumul frumos, am vorbit cu Mona să facă, să dreagă, să nu știu ce, și de-aia am venit să spun. Păi, Andrada, nu veni să faci chestia asta pentru că ne-am plănuit-o noi de acasă și că vrem să o facem mâine. Nu, păi eu am plănuit-o azi. Nu, nu, Andrada. Am zis să nu faci nicio surpriză la ureche. Ți-am zis, nu faci avem... nicio surpriză. Că strici, Andrada, avem dovadă pe WhatsApp. Avem dovadă pe WhatsApp. Am dovadă pe WhatsApp. Îți dau screen-urile, nicio problemă. Îți dau screen-urile. Eu am venit cu ideea azi dimineață când o spus doamna... Nu trebuie să-i redai că îi le arăt eu. Când o spus doamna... Dar că nu mă interesează să când o spus domnișoara Cristina că astăzi e pe acolo. A spus doar ce gândeam. Dacă tu gândești că noi facem materiale aici, George, ok. Mai am și o întrebare pentru tine. George, am și o întrebare pentru tine. Ai spus în felul următor, că eu am explicat același lucru pe care l-am spus și eu, două zile la rând, da? Cu ce am sărit eu la gâtul tău? Că am spus același lucru pe care l-ai spus timp de două zile. Așa. Cu ce am sărit eu la gâtul tău dacă am spus același lucru? M-a deranjat pentru că tu știi foarte bine că eu încerc să aplanez subiectul ăsta și tu ai intrat în el în condițiile păi care puțin. S-a terminat. Tu nu ai încercat să aplanezi subiectul, tu vorbeai în continuu despre Alexandra. Eu când ți-am zis să încetezi, adică lasă că și Mona a greșit, încetează, asta am vrut să zic. Hai să dar eu pe Mona nu cu Alexandra nu vreau să încep. Tu duceai în continuare, eu nu duceam nimic. Eu nu tu ai fost rănit în discuțiile cu el, eu am fost. Nu tu ai dus greu, eu l-am. Nu te-am rănit dacă eu vreau să mă rănesc pe nimeni. Dacă eu vreau să mă iau Alexandra mi-a dat încât vreau eu pentru că m-a rănit, înțelegi? Da, m-a rănit. Și mi-a zis să nu te iei de Alexandra. Eu nu ți-am zis să nu te iei de Alexandra. Ți-am zis și te rog frumos, în momentul când vii și vrei să mă ataci cu ceva, atacă-mă cu ceva ce măcar nu te-am atacat. Atacă-mă cu ceva ce n-am spus înainte. Dacă tu mă ataci cu ceva nou, Cristian, dar nu te-am atacat. Dacă mă ataci cu ceva ce am vorbit înainte, mă ataci degeaba pentru că te-am atacat eu. Tu ai deviat puțin de la subiect și te-ai dus cărare și eu ți-am zis: "Bă, vezi că a greșit și Mona, temperează-te puțin." Că nu mă temperez pentru că Alexandra pe mine m-a rănit. Și atât timp cât m-a rănit, fac ce vreau eu. Puteai să spui asta când am vorbit jos. Puteai să-mi spui de acolo: "Bă, termino că eu sunt foarte bine că în momentul când deschizi gura, ai microfonul aici și imediat să dă fix subiectul ăla pe post. Și dacă eu încerc să nu mai vorbesc subiectul ăsta, nu-l mai vorbesc. Este foarte simplu. George, dar tu cu Cristian parcă sunteți prieteni și stați și în aceeași cameră. De ce ai luat tot nume de rău? Dar, Mariana, dacă stăm în aceeași cameră, asta nu înseamnă că trebuie să... Nu, dar îl cunoști. Îl cunosc, dar asta nu înseamnă că... Probabil nu a făcut-o cu intenție. Cum îl cunoști, dar asta George, nu înseamnă că nu trebuie să mă iau de Mariana. El. Adică dacă stă cu mine în cameră și el se ia de mine și eu mă iau de el. Dacă asta consider, zic. Dacă consider, Mariana, dacă consider că a spus ceva greșit, eu îi spun. Și îi spun aici, că îi spun când simt eu nevoia. Nu are nicio treabă că e colegul meu de cameră, va fi în continuare colegul meu de cameră. Nu, asta n-are nicio treabă. Mariana, acum îl cunoaște George, așa îl cunoște. Eu pe Cristi, așa îl cunoaște și Oache, că sunt zile eu când dormim împreună. Eu nu știu, voi împreună. Sunteți băieți și ați petrecut mai când mult timp schimb de camere. Noi avem o relație, noi doi avem o relație foarte bună, dacă vreți să știți, eu cu Cristian. Foarte bună. Păi asta zic și asta nu înseamnă... tu probabil greșit. Asta nu înseamnă că trebuie să... Ascultă-mă puțin, George, probabil erai foarte nervos și ți s-a părut că el ți-o spune în nume de rău. Nu mi s-a părut. Nu știu. A încercat să intre într-un subiect, dar eu nu-l pup dacă nu are dreptate. Eu nu-l pup. Eu nu sunt omul ăla să pup. Nu e vorba de pupat. Puteai să-i spui, stai Cristi în banca ta că nu ai dreptate. Mă, mă deranjează, îi spun. George. Zi, Nicos.
Ai spus că sunteți prieteni foarte buni în afara hotelului și nimic de contestat, pentru că de fiecare dată când v-am văzut și o stați împreună. Da? Și aici, în platou, am văzut că sunteți foarte bun prieten. Ai fost primul care te-a ridicat în momentul în care a fost lovit. Când ce? Când a fost lovit. Am fost primul care m-a ridicat? Am fost primul care te-a așezat mai bine pe scaun. Eu niciodată nu instig la, scandal. Dar eu când era să mă bag cu ochii bună, cum te-ai ridicat? M-am ridicat și la Cristi, o să vezi materialul. Ce te-ai ridicat să te așezi mai bine? Nu, m-am ridicat să mă duc pe ache, să-l temperez la baie. Mă ataci acum ca și cum cu la Cristian și la Cristian Nasărin? Nu, fratele meu, că eu am fost în certuri cu Cristian și totdeauna am avut păreri contradictorii cu el. În momentul când o să particip la un scandal, să îl, cum se zice, să nu să-l aplane. Pentru asta nu, pentru cultura ta generală și a celorlalți din casă. De ce ziceați voi că evit eu sau chestii de genul? Ca să nu ajung în situații de genul. Mai bine evit, stau eu sigur, mă uit pe pereți în cameră, dar măcar aveți rețineri. Dacă tu ai văzut că domnul Cristian a fost atacat și eu am stat acolo pe scaunul ăla și m-am întins și n-am făcut absolut nimic? Noi am văzut că te-ai așezat mai bine. A fost foarte rapidă. În momentul când ei s-au aruncat cu... Ce s-au aruncat, eu am venit și am spus... Eu l-am luat pe Ache Bono că el s-a îngălbenit la față, nu mai vedea negru. Eu i-am spus lui Cristian ceva la ureche și în momentul când s-a dat cu aia, eu eram întors cu spatele. Și în momentul când am văzut că a venit să dea cu piciorul, atunci am plecat și eu. Nu mai vreau să văd așa ceva în casă. Cred că este foarte important ca aplanăm subiectul și nu-l mărim. Domnișoara Cristina, vă dau un exemplu. Ca de fiecare dată. Vă dau un exemplu. Ache și George mi-s cel mai bun prieten. Așa. Doamne ferește, să ai doi la ceartă. Chiar dacă ei mi-s cel mai bun prieten, nu trebuie să mă bag, să am o reținere. Stai, pentru ce să mă bag? Pentru Ache sau pentru George? Nu trebuie să bag deloc, pentru că nu trebuie să existe conflicte în casă. Eu v-am dat un exemplu a ceea ce a spus Nicos, de reținere. Eu nu am o reținere, stai, pentru ce să mă bag? Ache m-am băgat pentru cineva, nu trebuie să mă bag, să despart. Mă, brodere, eu nu m-am băgat pentru cineva anume, ferească-mă Dumnezeu. Eu l-am luat pe Ache, bun, l-am dus la ușă, du-te mă frate, calmează-te. L-am luat pe ăsta, l-am dus la fete, eu chiar am fost cât se poate de imparțial. Asta zic, că de la George am fost imparțial. Și avut noi am fost imparțial, să știi, și eu m-am ridicat și m-am dus fix pe Ache Bune, chiar la pericolo și nu reținere. Cristian a luat, Cristian stătea pe canapea. În momentul când deja Ache a făcut gestul pe care l-a făcut, eu nu eram atent. Plecasem de acolo. Dar aici m-am dus pe Ache. Contraziceți voi cu mine acum. Ache Bone se cunoaște, îi pare rău pentru ce a făcut. Poți să spui ce vrei. Ce? N-am înțeles. Oricât vă contraziceți voi și ipoteza 1, ipoteza 2 și așa mai departe, Ache Bone, în secunda asta, îi pare rău pentru ce a făcut. Știu că îi pare rău. Normal că îi pare rău. Nu a zis nimic că nu îi pare rău. Dar înțelegi tot timpul asta. Ache Bone, te-ai calmat? M-am calmat. Bravo. Chiar de ce facem? Cum continuăm? Cum vreți. Vorbești cu Cristian și vă lămuriți lucrurile? O să le iau în camera roșie. Unde vreți voi? Numai să vă comportați civilizat, fără să vă jigniți. Poate să în camera roșie să vorbesc cu el? Cristian, hai nu mai facem miștouri. Fac niciun mișto, dacă eu vreau să vorbesc cu el în camera roșie, le iau în camera roșie și vorbesc cu el. Bine, vrei să mergeți în camera roșie să vorbiți? Dar frumos! Ce? E încuiat? Băi, nu-i faci nimic, bă. Nu-i faci, dar vrea să dea un sperie de ăsta frumos și de umor. Ia, hai, Cristian, romantic, hai să-i facem o capra. Vezi să nu-l săruți, Ache. Stai să o trimitem pe Bianca. Stai. Mă duc eu, doamna Cristian. Nu vreau, că sunt... Exact. Am o stare așa, nu pot. Să ne dea și nouă, să vedeți ce se întâmplă acolo. George, mai sunt supozitor? Supozitorul meu. Mai sunt? Da, și-o cu părerea și sunt supozitor. Vezi că supozitorul este foarte bun pentru articulație. Vezi că tu știi că sunt foarte vocală. Am dat cu părerea despre orice, așa că trebuie să știi. Ia că s-a îmbrățișat. Andrada? Da. Stați așa să urmărim și noi ce se întâmplă în camera roșie. Putem să și comentăm. Să ne panoștri. Băi, știi cum e. Eu ți-am făcut ții. Ai înțeles? Bă, n-are rost să ne batem, da? Să m-am calmat, că sunt calm, sunt la mine. Uite, vine și Husei. Ce? Hai să avem și noi 5 minute. Chiar îmi pare foarte rău. Dar n-am vrut să arunc, eu am vrut să arunc pe spate. Nici de cum cu tine. Bă, știu, dar... Ai înțeles că am să dau un ochi? Am avut probleme cu maxilarul. De n-am vrut să eu când am aruncat, eu n-am nici de cum n-am vrut să arunc în tine, eu am vrut să arunc în spate. Dar tu m-ai văzut că m-am uitat la tine și am aruncat? Eu am văzut pe-n geam, am uitat pe-n geam și când am văzut pe-n geam că te-ai ridicat în picioare și aruncat aia, mi s-a făcut rău.
mi s-a făcut rău. Ți-am zis că am avut probleme cu maxilarul și în momentul când... Dar tu îți dai seama că dacă eu aruncam aia, n-aveam ținta aia? Știu. Dar nici măcar n-am văzut, că mă uitam la televizor. Mă uitam la televizor, deodată am simțit un șoc, zic, mamă, ce s-a întâmplat? Ca un glonț am simțit. M-am uitat jos și am văzut. Eu te-am văzut pe-n geam, m-am uitat pe-n geam. Și fule, unde am dat? Dar nici n-am dat ca să spun. Băi, n-am văzut. Dacă era mai scuțit sau ceva. Păi vrei să vezi câte mai tare? Nu știu de ne prins. A căzut jos, nu știu de ne prins. A căzut lângă mine, știi? A căzut lângă tine și te aduce aia cu semnă acolo. Adică dacă se enervează chiar lângă mine. Domnișoara Cristina. Mă, frate, eu am luat și am aruncat. Vreau să fie frică să te vezi în casa lui. Vedeți voi, cei care sunteți aici în jurul meu, cei care nu sunteți auziți, că în casa Puterea Dragostei se trece de la extaz la... Vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla. M-auziți? Vreau să știți o chestie. Da, dacă dau da un exemplu, eu cu George și cu Atene înțelegem ce mai bine și cu restul, nu. Aia a fost atât discuția. Te-am calmat amândoi, nu știm din junglă să ne... Ce bine, acum... Ce mă enervează parșivitatea asta? Să nu se moară familia mele cu posibil. Tu ai înțeles ceva din ecuația asta? Da, ai înțeles? Nu, ia de aici o mână și hai să ne... Hai în cameră la noi, că aici e casa ta. Da-ți dau cheia la fel. Lasă-o că și-o ia ele. Lasă-o că și-o ia ele. Bun, dacă George își cere greșeala, o să vedem și mâine ce se va întâmpla, pentru că astăzi cele 8 ore s-au încheiat. Ia, okay. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.